Bună, Oana! Bună! Cum e Gaudeamus 2010? Păi cum e? E diferit pentru că teoretic avem 5 zile de târg, de joi până luni. Practic, eu m-am temut că o să avem de fapt 3, pentru că joi târgul a început la ora 6 și terminându-se luni, nu știu câți oameni aleg să vină la târg în loc să meargă la serviciu. Dar sper ca și mulțimea din jurul nostru ne dă toate semnele astea, sper ca cele 3 zile să însumeze cât să facă 5, cam poveste să fie. Vă trafic, asta înseamnă și vânzări? Evident, înseamnă vânzări. Pot să spun la ce ne așteptăm noi, să aibă, la ce cărți ne așteptăm să aibă vânzări foarte bune. Și spun așa, ultima carte a lui Salman Rushdie, care a fost vedeta de anul trecut a Gaudeamusului, n-are cum să lase oamenii indiferenți. Cel mai recent roman al lui Orhan Pamuk, prima carte scrisă după ce a fost recompensat cu premiul Nobel, iarăși n-are cum să lase oamenii indiferenți. Aurora Liceanu e o autoare, e un brand în sine. Dacă se apucă mâine să scoată o cremă, cred că o să se vândă la fel de bine. E, cred că în momentul ăsta cea mai vândută autoare polirom a momentului. Daniela Zeca cu Demonii Vântului vinde extraordinar. Iată, literatură română. Avem o ofertă impresionantă și, mă rog, titlurile astea trec ușor nevăzute, dar ele există, de cărți din zona universitară, din sfera non-fiction. Ele nu sunt vedete pentru că autorilor nu sunt vedete, dar sunt cărți pe care de multe ori nu alegi dacă ți le cumperi sau nu, le cumperi pentru că ai de dat un examen. Și iarăși, cărți din zona asta sperăm să se vândă foarte bine. Altfel, nu știu, o să ne mai vedem cu un top final, într-un comunicat, cumva. Ce găsim aici în standuri? Păi găsim așa, aproximativ 1000 de titluri, care se vând cu 20% reducere, în plus de reducerea asta de 20% pe care o aplicăm fiecărui titlu prezent la stand, avem o ofertă specială de cărți la 9,99 de lei. Sunt cărți din literatura străină și română, beletristică așadar, și nu cărți foarte vechi, ca să spun așa. Uite, Zoe Heller, Jurnalul unui scandal, de exemplu, un roman ecranizat de curând, care a fost și pe ecranele din România, e la prețul de, să spunem, 10 lei, ca să rotunjim. Prep, cred că a fost cartea anului 2005 în America, se spune că e de veche în lanul de secară la feminin, o carte primită excelent în Occident. Știu eu? Mă rog, sunt cărți extrem de bune. Chuck Palahniuk, Fight Club, ecranizare de asemenea. În fine. Și dincolo de faptul că la târg găsește o ofertă foarte mare de cărți pe care oamenii pot să le cumpere cu reduceri și asta e important într-un an, nu foarte simplu din punct de vedere financiar. Târgul înseamnă și întâlnirea cu foarte mulți scriitori. Am avut foarte multe lansări, Polirom. Sunt foarte multe lansări. Acum e tocmai din cauza că sunt foarte multe lansări, nu o să putem să-i amintim pe toți cei care o să vină aici să se vadă cu cititorii lor, dar cred că merită amintită prezența lui Norman Manea, a treia sau a patra lui vizită în România, după plecarea din 1986. Norman Manea e cel mai vândut autor, scriitor de limbă română al momentului. E unicul nostru scriitor vândut în China, în Brazilia, tradus și vândut acolo. E important să reținem că el a venit și la Gaudeamus și pentru alte lansări care se întâmplă în perioada asta în București. Perspective, Oana? Perspective sunt multe, că noi suntem cunoscuți ca editura care sperie câteodată librarii. Avem măcar o carte pe zi sau dacă nu chiar două. De-aia sunt extrem de multe cărți aflate acum în pregătire. O să vă spun doar două, trei titluri despre care cred eu că cititorii sunt interesați și le așteaptă cu mare interes. Umberto Eco a publicat un nou roman în luna octombrie, a apărut în Italia,
iar în imediat după târg o să-l avem și noi în limba română. E important că, uite, suntem cu traducerile la zi. Iar tot în zona traducere din literatura universală, aș aminti primul volum din seria Samuel Beckett. O integrală a prozei scurte pentru prima dată în limba română. Pare succes și 2010 și pare succes și 2011. De aceea o să și spun mult succes. Un gând pentru prietenii Ad Litera? Mă rog, suntem într-o perioadă financiară nu foarte confortabilă și chiar dacă multora nu le-au scăzut salariile, confortul psihologic nu e același ca înainte de a veni peste noi criza asta financiară. Le-aș spune că o carte e totdeauna și un sfetnic bun și un cadou potrivit și să intre în librării, să urmărească vânzările online ale editurilor și să comande cărți, pentru că nu putem fără carte, nu putem să trăim fără carte. Perfect adevărat. Îți mulțumesc mult! Mulțumesc și eu pentru interes și vă invităm să ne urmăriți. Știu că mulți o fac pentru că pe www.polirom.ro avem traficul cel mai mare. Așa nu spunem noi, eu spun niște date oficiale, statistice. Succes mult în continuare, Oana! Mulțumesc mult!